Da, echipa vine după un meci bun, moralul este bun, întâlnim un adversar puternic, au demonstrat în cele trei etape, au făcut un meci bun la Cluj, unde au pierdut pe o greșeală, cred eu, care s-a întâmplat la finalul primei reprize, în momentul când au făcut acea imprudență, penaltiul. După aceea, un joc foarte bun acasă cu Petrolul. Și la fel la Sepsi, probabil că s-au întâlnit, să spun așa, echipele cele mai în formă și au remizat. Deci ne așteaptă un meci greu. Dar vom merge să facem un meci bun, așa cum a mers până acum în cele trei etape, cu curaj. Cred eu că putem obține punct sau puncte. E monetizat altfel acum, după ce am văzut că Petrolul a bătut Rapidul lui Steaua. Da, nu, noi știam importanța acelui punct pentru că la fel era un teren greu. Petrolul e o echipă de tradiție cu suporteri care creează o atmosferă frumoasă acasă, plus că au jucători în componență cu experiență la nivelul ligii întâi și jucători buni. Prin ADN sunteți un antidinamovist. Argeș, Craiova, Steaua, numai echipe care s-au luptat în permanență cu Dinamo. Da, am avut în decursul carierei de jucător multe, multe derbiuri împotriva Dinamo. Mare parte dintre ele le-am câștigat. Și ca antrenor, nu știu exact, dar cred că am două victorii, trei, nu știu, împotriva lor. Câștigat în Ștefan cel Mare cu 2-1, cu 2-1 acasă, la Pitești. Dar, desigur, statistica nu înlocuiește ceea ce vom face noi pe teren. Acum, la momentul ăsta Dinamo și-a făcut o echipă bună. Au avut un sezon greu anul trecut. Reconstrucția, să spun așa, a început din iarnă. Au adus jucători buni. Nu le-a fost ușor să joace sub presiune, pentru că orice meci conta. Iar acum au păstrat ceea ce a fost bun anul trecut și au venit cu plusuri în campania asta de transferuri și formează o echipă bună. Mai luptat și împotriva unor suporteri cu pedigree. V-ați bătut cu petroliștii și destul de aprici. Da, vin dinamoviștii care sunt din altă galaxie. Să în, momentul, în momentul în care am promovat, știam că vor fi astfel de meciuri și jucătorii noștri au la activ astfel de derbiuri și nu cred că au vreo problemă să joace potriva unor echipe care au fani și care fac o atmosferă frumoasă. Mă îngrijorează starea în care se află gazonul de pe Gloria în perspectiva faptului cu Rapid? Da, nu știu, tot timpul am vorbit despre meciul care urmează, iar acum urmează meciul cu Dinamo, din deplasare. Încă nu știm când va fi programat meciul cu Rapid și sper să se facă eforturi și gazonul să arate așa cum trebuie la ora meciului cu Rapid. Deduc din ceea ce spuneți dumneavoastră că sunt șanse ca partida cu Jureștenii să fie amânată? Nu, nu știu nimic despre acest lucru și nu cred. Din câte știu, așa cum v-am spus, se fac eforturi ca gazonul să fie într-o stare cât mai bună. Avem jucători disponibili pentru meciul cu Dinamo? Pentru meciul cu Dinamo, Dragoș Grigore, încă nu s-a refăcut. În rest, toți jucătorii sunt apți, desigur, aceleași probleme cu unii dintre ei care nu sunt încă la nivelul optim de pregătire și Moha care încă nu s-au rezolvat cu actele. Avem șansa să vedem pe Tavares?
Nu știu ce să zic. Încă nu este. Adică eu am avut o discuție cu el. El este un jucător talentat, un jucător foarte bun, dar este departe cu pregătirea. De fapt a venit. Ușor, ușor am încercat să-l integrez la meciul cu Iași, să-l iau un lot cu echipa, dar știam că nu o să mă pot baza pe serviciile lui. De asemenea, în lot a fost și Ion Gheorghe, tot la fel, dar nu exista posibilitatea ca el să intre. Acum cu Ion vom vedea. Vom vedea și în funcție de datele GPS, vedem cum arată de vedere fizic. Fotbalistic îl cunoaștem, că de-aia l-am adus. Da, eu poate face diferența, mai ales, știu, pe final, mai ales în cazul unui rezultat bun, că e un jucător care face foarte bine contrata cu tranziția pozitivă, cum zice acum. Da. El e un jucător bun, e un jucător bun de echipă, el e un jucător agresiv, el e un jucător care face presiune constantă pe adversar, dar în momentul în care e pregătit, adică nu putem să-i cerem acum să facă acest lucru, poate doar câteva minute, așa cum ai spus tu, pe final. De la început, la fel cum am procedat și cu Dario, cu Canagia, care din ce în ce arată mult mai bine și a intrat foarte bine și la meciul cu Sepsi și la meciul cu Iași, e pe drum bun, dar nu vreau să expun jucătorii unor riscuri. Mă bazez pe jucătorii cu care am început pregătirea și care sunt la un nivel fizic bun și sper că în cel mai scurt timp să fie toți la același nivel și cred că asta se va întâmpla așa în scurt timp. Față de Poliaș, de exemplu, că am obținut 3 puncte, Dinamo anul ăsta e schimbat, are și un alt joc. Dacă ia și eu apelat la multe mingi lungi, Dinamo am văzut și când erau conduși, încearcă să combine tot timpul. Au fost speciale pentru jocul ăsta al lor. Da, Dinamo e o altă echipă sezonul ăsta și ca sistem. Au schimbat de la sistemul cu 3 fundași pe care l-au jucat în cele mai multe partide anul trecut. Acum sunt cu o linie de 4. Au jucători mobili, jucători cu personalitate care le place să joace. E o dramă, o înfrângere sau faceți muntă dacă câștigați? Da, nu. Ca antrenor și ca jucător, la fotbal se poate întâmpla orice și suntem pregătiți de orice, nu ne este frică. Asta încerc să le insuflu și băieților, pentru că înfrângere e o înfrângere, adică nu trebuie să faci și înmormântare. La fel cum nici după o victorie nu am făcut nuntă și am fost echilibrați. Singurul lucru care mă deranjează așa puțin, primele 25 de minute de la Iași, și chiar dacă adversarul n-a pus presiune, dar am așteptat mult prea mult această teamă. După aceea prima repriză cu Sepsi. Și prima cu Petrolul, poate? Nu, prima cu Petrolul, nu pot să spun că n-am văzut teamă. Nu. Petrolul a fost un meci pe contra așa. Am avut câteva acțiuni de contraatac, atacul rapid de bune, doar că nu le-am finalizat. Acum încrederea cred eu că e mult mai mare. Am mai adus câțiva jucători care Alexis Ivan a intrat bine din punctul meu de vedere și el are nevoie de încredere, pentru că vine după o perioadă în care de la așa un potențial tânăr jucător pentru echipa națională nu s-a regăsit la echipele unde a evoluat și cred eu că la noi e mediul perfect pentru a reveni la forma lui. Ion Gheorghe, Matos începe să simtă și el poarta. Deci sunt lucruri îmbucurătoare, dar trebuie să fim concentrați și să mergem să ne batem la fiecare meci pentru orice. Să păstrăm și publicul un pic cu picioarele pe pământ, pentru că au început să zboare idei cu victorii, cu nu știu ce, cu nu știu ce. Publicul e liber să spere și să... Da, apoi o să vină o înfrângere și o să vă taie... Dar nu pot eu să le iau oamenilor această bucurie. În 30-35 erau niște comentarii online de trebuia să plecați în minutul 42.
când a egalat la Gloria și a luat conducerea, dar eu sunt eu sunt obișnuit cu lucrurile astea, adică în momentul în care ești antrenor, îți asumi sau fotbalist. Și am fost la cel mai înalt nivel, deci nu cred că nu mă interesează părerea oamenilor, dar e părerea lor și eu îmi fac treaba cum știu mai bine. La Iași puteam pierde într-adevăr meciul, dar nu pe pe joc, să spun așa, sau pe doar pe o fază fixă, o chestie pe care am discutat-o cu fundașii și cu Alex, cu Greab, și după aceea o imprudență care nu știu dacă a fost imprudență. Nu știu dacă dumneavoastră ați revăzut vreo reloare sau dacă a fost dată vreo reloare. Contează ce fluier în teren, mai contează... Da, da, câte am înțeles, nu, adică la de fapt la offside n-ai existat reloare. Normal, știu că după ce arbitru ia decizia, se vine și cu confirmarea vizuală, ceea ce nu a fost. Cum, de asemenea, la meciul cu Sepsi, nu știu dacă a fost offside, piciorul fiind în aer. În contextul unui vestiar cu greutate, ce v-a determinat să dați banderola lui Robert? O, după cum ați văzut, încerc să dau încredere jucătorilor care au nevoie și jucătorilor care au nevoie de de banderolă. Și eu am fost în situația asta ca jucător și nu trebuia banderolă ca să fiu un lider sau ca să iau decizii în teren sau ca să-i sprijin pe ceilalți de lângă mine. Deci ceilalți care au experiență au o banderolă așa imaginară. Robert merită pentru că e un copil bun și evoluțiile lui sunt în creștere. A crescut bine, pentru că știți de anul trecut de când am venit, când n-a meritat să joace a jucat, când n-a meritat n-a jucat, când n-a meritat să fie în lot, nu l-am luat. N-am ținut cont de anumite lucruri și cred că ăsta este drumul bun pentru un copil ca să crească, să-i arăți atunci când greșește. Pentru că... Iar el, și din toate punctele de vedere la momentul ăsta, e la și fizic și arată foarte bine. Și pe Burgulescu l-ați debutat în cupă, dacă nu înșel. Da, și pe Sergiu la fel. Au fost jucători care au debutat, și Prejmerean și Tudor Călin. Sunt jucătorii care, așa cum am vorbit după meciul cu Sepsi, nu trebuie să le dăm în cap. Sunt jucători tineri, au nevoie de încredere și cu siguranță ne vor ajuta. Ce ne puteți spune despre chestii Dumitru? Am înțeles că nu ați atât de mulțumit de maniera în care se pregătește în toată perioada. Nu, el s-a pregătit foarte bine în perioada de cantonamente. A arătat bine din punct de vedere, bine din punct de vedere fizic. Cred că și la el e o chestie de mentală. Pentru că în momentul când a intrat titular, poate n-a intrat la fel de bine și la divizia B s-au întâmplat, iar din postura de rezervă a venit și a adus un plus, la fel cum a fost și la meciul cu Iași. Este, apropo de fazele fixe de care ai menționat mai devreme, la Iași a fost al doilea meci consecutiv când noi am luat gol dintr-o fază fixă după golul celor de la Iași și ați tratat aspectul ăsta. Dar nu, lucrurile sunt clare. Lucrurile sunt clare, adică nu e o chestie antrenabilă. Lucrurile sunt clare. Am schimbat, de fapt, la meciul cu Iași. Am făcut marcaj om la om, n-am mai jucat zona. Iar, din punctul meu de vedere, și am analizat faza și cu Viorel Dumitrescu, cu antrenorul portarii, Greab trebuia să iasă.